Neața, oameni buni, începem în forță, cum s-ar spune. În clipul ăsta o să vedeți două reacții, Țancă Uraganu și Dani Mocanu. Bă, nu prea sunt eu adeptul manelelor. În primul rând că nu scrise de ei, sunt mai multe de luat în calcul, dar eu fac reacții la manele pentru că sunt Caterincă și cel puțin pe mine unul mă amuză și important este să iei ce e bun, știi? Dar, na, dacă stai să o iei strict muzical, te cam îndoiești pentru că nu e în totalitatea lui, știi? Atunci, cam asta e muzica, știi? Cam atunci ești valoros când e toată muzica ta. Dar aici e cu totul alt context, n-are nicio treabă una cu alta. Bun, hai să-i dăm play. Să ne bucurăm împreună. Țancă Uraganu și Iosif Drăgoș, tu ești ura, eu nebunul. Bun. Și despre ce vorbeam? Marius de la Focșani, muzică și text. Cam toate piesele am văzut că scrise de Marius de la Focșani. Bun. Am plecat. Că dacă stai să-i așa și în pop găsești o grămadă de scriitori care scriu piese la cântărețe, dar de cele mai multe ori la manele. Bun. Scrie bine, scrie bine, dar nu știu exact cine gândește cui să-i trimită piesele, să cânte piesele, asta nu știu exact, probabil la mai mulți artiști și de acolo vede care sună mai bine sau nu știu, ara nu, dar scrie demențial omul ăsta are creier, e bun, n-ai ce să comentezi. N-ai ce să comentezi, tati. Beton, când ați văzut pe cul, a spus că răsare e luna. Ține-ți-vă, n-ai bigura. Tu ești ura, eu nebunul, eu mereu pe locul 1. Tu ca lui, eu regele, te învăr pe degete. Tu ești ura, eu nebunul, tot mereu pe locul 1. Tu ca lui, eu regele, te învăr pe degete. Tu ești ura, eu nebunul, sunt mereu pe locul 1. Tu ca lui, eu regele, te învăr. Și clipul ăsta cred că ai făcut, nu știu dacă două locații, dar stai să văd aici la cămașă. Aici se vede că are părul mai lung față de aici. Aici e mai tuns, e mai aranjat, e mai barberit, mi se pare mie. Două timpuri diferite, să zic așa. Mă băgat ori pe asta, subsemnatul. Bă, mă lași. Cea mai frumoasă piesă pentru toată România. Dacă v-aș face o poză și v-aș afișa, ați speria și maimuțele din Africa. Sunteți de grădina în zoologică, n-aveți gram de logică. Uite și la ăla și la... Bă, dar am văzut ceva interesant aici. Tot acolo mă duc cu gândul. Stai să văd. Nu știu dacă mai găsesc. Nu știu dacă chiar vede corect omul. Nu-mi dau seama. Anyway.
Uite aici, asta am vrut să văd. Nu știu, aici mi se pare că vede un pic, are un defect, nu știu exact. Nu am vrut să punctez pe treaba asta, dar am fost eu curios, că Doamne ferește să judeci pe cineva care are probleme. Am fost doar curios, atât. De la mine, subsemnatul uraganul României, alături de Iosif Dragoi, cea mai frumoasă piesă pentru toată România. Dacă v-aș face o poză și v-aș afișa, ați speriat și mai mulțele din Africa. Sunteți de grădina în zoologică, n-aveți grante logică. Degeaba, textul e demențial. Sunteți bun de dus acolo sus pe Himalaya, să vă bată fața și vântul și ploaia. Țineți-vă gura aia. Tu ești un raion nebun, sunt mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, e de iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, cad mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, e de iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, eu mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, te iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, cad mereu pe locul 1. Tu ești un raion nebun, sunt mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, te iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, cad mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, te iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, eu mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, te iubări pe degete. Tu ești un raion nebun, cad mereu pe locul 1. Tu ca lui în regele, te iubări pe degete. Da, cam asta a fost, oameni buni. Bă, una peste alta e tare, frate, pentru că și asta e o muncă, indiferent dacă ție îți place sau nu. Toate lucrurile trebuie tratate ca atare, pentru că viața e prea scurtă să stăm să purtăm ură și dușmănie. Bun, hai să trecem la Dani Mocanu. Dani Mocanu, care leul din Iuda. Ok. 415.000 cu două zile. Se clatină cu... Vezi, aici nu scrie cine e. Nu scrie cine a scris piesa. La ele nu prea scrie. Se clatină corabia, bat multe valori în ea, dar lacrimă e domnul meu. Bat multe valori în ea. Iar la fel, Dani, la Dani e un pic mai diferit, pentru că el are talent la scris și cam de multe ori, de cele mai multe ori el scrie piesele. Și aici mă refer că poți să-i dai mai multă valoare lui față de alți artiști pe care își scriu piesele. Ce nu mă lasă la greu, care nu-ți scriu piesele. Eu domnul meu, ce nu mă lasă la greu. Eu nu mă cred în banii mei, nu mă cred în forța mea, și numai pe brațul lui îmi încredință soarta. Cât ești tu, Doamne, de mare, vorbele nu au valoare. 10 vieți dacă aș trăi, zi de zi ți-aș mulțumi. Leul din Iuda e de partea mea și nu-mi e teamă în încercarea grea. Bă, pe mine unul mă zguduie piesa asta, frate, deci. Nu știu, are un... Cel mai mult îmi place, frate, că îl promovează pe Dumnezeu, indiferent de religie, asta mai puțin contează. Bă, îi dă slavă lui, frate, și
Din punctul meu de vedere, I'm speechless, frate. I'm speechless și bravo lui. Asta, nu știu, asta pentru mine dă dovadă de om bun și acum nu stau să intru în celelalte părți dacă chiar e real sau dacă nu știu. Nu vreau să intru în restul detaliilor, dar să promovez așa ceva pentru mine unui jos pălărie, la asta mă refer. Facts. Corect. Necazul mă trage în jos, dar eu mă încred în Hristos. El e vesta de salvare. Bă, dacă stai să o iei așa, cam toată lumea ajunge acolo. Cam toată lumea ajunge acolo. Poți să te dai tu cu... Ai greu de vorbit despre asemenea lucruri, frate, că de fiecare dată, virgulă, când cazi, ultima speranță e tot el. Deci poți să bag mâna în foc pentru oricine, pentru treaba asta, pentru că și el mai ateu om din lumea asta, când are un necaz mare, nu cred că el nu se roagă sau găsește o nișă cumva de a ajunge tot la divinitate. N-ai cum, oricât de... nu știu. Ai greu, mă, degeaba ne dăm noi cu pumnul în piept și facem tot felul de șmecherii și de lucruri, că până la urmă tot la el ajungem. Viața asta e trecătoare, noi purtăm un trup în lumea asta, un corp, trebuie să avem grijă de el și să vedem la ce putem să-l folosim mai bine, că nu trăim 1500 de ani pe lumea asta, să încercăm să facem tot ce e bine posibil pentru el, să avem grijă de el. În rest, ce să zic, frate? Da. Salvare de la orice supărare. Eu și prin foc dacă aș trece, flacăna se face rece. Și jarul pe loc în gheață, cu Iisus nu face față. Cât ești tu, Doamne, de mare, vorbele nu au valoare. 10 vieți dacă aș trăi, zi de zi ți-aș mulțumi. Da, și aici zice foarte bine 10 vieți dacă aș, cum a spus el, 10 vieți, 10 vieți dacă aș trăi, ți-aș mulțumi. Cel mai important este să mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară pentru tot ceea ce ai. Ai atâtea lucruri pe care, pentru care îi poți mulțumi și n-ai cum să nu o faci. N-ai cum să nu o faci. Și aici, iară mă repet. Mă repet pentru că așa simt că trebuie să o fac. Poți să-i mulțumești că ai picioare să poți merge, sau alții care nu au. Ai mâini să poți munci, ai ochi să poți vedea, ai gură să poți vorbi, ai minte să gândești. Ai un acoperiș deasupra capului. Sunt foarte multe, poți să-i mulțumești pentru mâncarea, pentru hrana pe care ai avut-o în ziua de astăzi sau... Sunt foarte mulți... Pentru că ai o mașină cu care poți să mergi în punctul A, în punctul B, că ai o soție, că ai copii, că ai animale de... pentru care îți bucură inima. Sunt multe lucruri pentru care poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Trebuie să fii recunoscător
pentru ceea ce ai, nu pentru ceea ce nu ai, să te uiți la altul ce are și ce nu ai tu. Uită-te la alții, la alții care ar dori să aibă ce ai tu. Altul nu are nicio bicicletă, frate, și-ar dori o bicicletă și tu ai o mașină și nu ești... Te uiți la ăla de sus ce mașină are. Uită-te în jos, nu te uita în sus dacă vrei să fie bine în viața asta. Și să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Punct. Sumii ce vietă mare, vorbele nu au valoare, 10 vieți dacă... Știu că mă repet, dar sunt niște lucruri care ar trebui să intre în cap la fiecare. Aș trăi zi de zi, ți-aș mulțumi. Leul din Iuda e de partea mea și nu mi-e teamă în încercarea grea. Când el vorbește bune, dușmanii pe fugă. Îmi place pauza asta. Pf, ai. Deci pauza asta e demențială, așa de bine prinde. Asta. La asta mă refer. Wow. Aici. E șmecheră. E șmecheră. Mi-a plăcut. O scăzut dintr-o dată acolo. Aici mă refer pentru editori. Eu știu ce vorbesc. Foarte tare. Mi-a plăcut acolo. Clar. Foarte tare. Mesajul e demențial, n-ai ce... Cea mai bună promovare pe care o poate face, nu știu. Cam asta a fost, dragilor, nu vă mai țin. Eu am fost Shopee, oameni buni, aveți grijă de voi, v-am pupat. Pace!